Timp de 3 zile la Dej s-au desfășurat zilele municipiului. Vineri dejenii s-au bucurat de o discotecă în aer liber, atmosfera în piața Bobâna fiind întreținută de Daniel Denen și Rarisa Van de la Radio Fir. Sâmbătă dejenii au umplut la refuz centrul orașului și au cântat timp de câteva ore împreună cu interpreților favoriți. Pe scenă a urcat Crash cu Alexandra Ungureanu, Iris și Smiley, care au făcut show la Dej. Duminică s-a desfășurat cea de-a 35-a ediție a Festivalului Culturii Populare Someșene, care a avut în prim plan pe artiștii locali. Spectacolul s-a terminat cu Nicolae Furduiancu pentru ca zilele municipiului Dej să se încheie cu un foc de artificii.